Două decenii de activitate a marcat compania Suzuki Moldova la data de 25 mai, la jubileul companiei Moldo-Germane, care este liderul pe piața producției de zahăr din Moldova, au venit reprezentanții administrației publice locale din Druchia, ministrul agriculturii, reprezentantul ambasadei Federației Germania, Republica Moldova și alte oficialități. Despre impactul pozitiv al investițiilor guvernului Germaniei în Republica Moldova a vorbit oaspetele de onoare. Südzucker gehört mit Investitionen von 60 Millionen Euro und ungefähr 500 Beschäftigten zu den größten Investoren in der Republik Moldau. Insgesamt beliefen sich die deutschen Direktinvestitionen in der Republik Moldau 2019 auf etwa 273 Millionen Euro. Modernizarea producției de zahăr, dar și investițiile în tehnologie de producere efectuate în comun cu partenerii agricole au contribuit la renașterea industriei zahărului și au făcut din zahărul moldovenesc un produs competitiv pe piețele europene și cele regionale. Pe parcursul acestor 20 de ani de zile s-a vorbit de sute de milioane de euro investite în sectorul de zahăr a Republicii Moldova și producerea de zahăr, noile tehnologii care au fost investite. Da, trebuie să recunoaștem că ramura zahărului era cât pe ce să o pierdem dacă n-ar fi fost un investitor atât de mare cum este Suzuki. Autoritățile locale din Druchia de asemenea au menționat beneficiile unei colaborări fructuoase și durabile cu partenerii de dezvoltare din Uniunea Europeană. Suzuki Moldova are mai multe fabrici în Republica Moldova, doar fabrica de zahăr din orașul Drochia nu este conservată. Aici își duc serviciu sute de persoane din raionul nostru și mulțumesc domnului Coș, companiei Suzuki Moldova, pentru locurile de muncă acordate. Mulțumim pentru investițiile care le atrag și pentru inovațiile care le aduc la noi în raion. Datorită acestei fabrici de zahăr, Drochia poartă denumirea de capitala dulce a Republicii Moldova, pentru că este cea mai mare fabrică de zahăr din Republica Moldova și care asigură în mare parte atât piața internă, cât și foarte mult merge la export din producția de zahăr. În cadrul evenimentului desfășurat cu diplome, au fost apreciați lucrătorii din cadrul fabricii, cât și însăși speakerul companiei Alexander Kos. Aprecierele au survenit în urma efortului depus și munca prodigioasă de zi cu zi de-a lungul anilor. Muncitorii sunt martorii întregului proces de modernizare a fabricii de zahăr. На сахарном заводе я работаю с 82 года. Уже много лет, конечно же. И достигла немножечко многих высот. Очень сложно было, я помню, как все вручную было, даже вот и на аппаратах было все вручную, а сейчас все автоматизировано, компьютера у нас, все хорошо. Мы вот сами крест, и я как в детстве на Астре, на 20 лет, а фабрике Suzuki Moldova, мари диференция, ди нани, ди трекуц, кубу, мы вот сейчас лукрязы, avem multe utilaje noi, aduse din Germania, din toată Europa și cu mult mai ușor de lucrat ca în anii trecuți. Echipament de ultima generație, condiții de muncă mai bune, specialiștii Germaniei companiei au adus în Republica Moldova și tradiția europeană de cultivare a sfeclei de zahăr. De-a lungul activității companiei în Moldova, randamentul mediu al sfeclei de zahăr s-a majorat de la 21 tone per hectar până la 40-50 tone per hectar, în funcție de condițiile climatice ale anului, iar pe câmpurile irigate atinge nivelul european de 70-80 tone per hectar. Pentru rezultatele îmbucurătoare de astăzi s-a muncit cu mult spor. Сегодня великий день для компании Südzucker Moldova. 20 лет для такой молодой республики – это действительно значимый срок. Мы росли вместе с этой страной, мы выросли вместе с этой страной, мы сопровождали эту страну. Было очень непросто. Когда Südzucker АГ пришел в Молдову, фактически сахарная промышленность была полностью разрушена, и заводы, честно говоря, были хороши для того, чтобы снимать фильмы про послевоенную разруху. Компании Südzucker АГ пришлось полностью модернизировать производство. Мы счастливы находиться в Молдове, мы счастливы работать с такими людьми.
Pe parcursul activității în Republica Moldova, compania Sudzucker Moldova a investit circa 60 de milioane de euro în modernizarea producției de zahăr, în proiectul de energie verde, precum și în dezvoltarea tehnică și tehnologică a producției de sfecle de zahăr din Moldova. Drept rezultat, consumul de energie electrică s-a redus de aproape 2 ori. Calitatea zahărului a crescut considerabil. În anul 2008, Sudzucker Moldova a fost certificată după standardele internaționale. Compania exportă zahăr în mai multe țări ale Uniunii Europene și CSI.